voluntariul tăi încurcă pe FCSB astăzi ca să vă țină la 7 puncte? Unu inc solist! Robert, termină, Robert, te rog! Te rog frumos, Robert, tine! E meci greu pe Bombonera din voluntari! Știu că e meci greu, serios că e meci greu! Băi, da, băi, mă auzi, mă, Robert? Bă, dar ce gol a dat Burmaz! Da! Mamă, cum lovește în stil Ronaldo, frere! Mamă, cum lovește mingea! Băi, nu s-a rotit în aer mingea! De la Hagi n-am mai văzut așa ceva! Deci de la Hagi, cel mai frumos gol care l-am văzut de mulți ani. A fost o etapă cu intermediară cu goluri frumoase. Avem și golul lui Pop, avem golul lui Purman. Așa este. O să vezi și de seară gol frumos la Coman. De la Răduț. O să avem de seară și golul lui Nemeț. Deci avem ce să promovăm, să vorbim de bine. Mamă, dar ce gol Burmaz, Robert! Uite, Corea, aveți de-aia spună jucătorii străini. Uite și politici, ăsta de la Dinamo, că e Gianni acolo. Mă, de jucători, de ăștia avem nevoie în campionatul României, să ridice nivelul. Nu jucători aduși să fie rezerve. Păi la ține, mă, un român rezervă. Aduși jucători care să se impună în primul 11 și să crească nivelul campionatului. Și uite că l-avem pe Rahmani, l-avem pe Purmaz, pe politici. Dar nu s-aduci, Robert, nu s-aduci 12-15 jucători străini. E total greșit. Corect. Păi mă uitam la Muta Arad, uite, adversara Rapidului. 35 de transferuri. Iașu, la fel, 15 străini. Nu, dar voi ați adus jucători buni. Sunt câțiva jucători de mare calitate în frunte cu Rahmani și cu Burmaz. Nu mai vorbesc de Emers, care era, mie îmi place Emers mult, o să-l vezi pe Emers. Mă rog, aveți echipă și îți dai seama dacă voluntariul încurcă, dacă încurcă pe FCSB, vă dați seama ce va fi la meciul direct, să sperăm pe Arena Națională. Să sperăm la Arena Națională. Am mai auzit tot așa niște păreri ale unor specialiști. Domne, i-a nimerit Rapidul pe ăștia. Nu. Rapidul nu i-a nimerit. Rapidul i-a urmărit unii dintre ei mai mult de un an de zile. Oamenii din departamentul de scouting s-au deplasat în orașele în care jucau băieții ăștia. I-au urmărit la meciuri oficiale, i-au urmărit la antrenamente și au fost aduși la Rapid după o analiză și cu acordul staffului tehnic. N-au fost jucători aduși așa, hai doamne să-i luăm și pe ăștia. Da. Felicitări și lui Daniel Nicolae și lui Angelescu, chiar au ochi. Robert, haide ca să nu ieși din direct decât cu gânduri optimiste, hai să auzi și tu ce a spus Bogdan Bălănescu, președintele lui Voluntar, despre meciul cu FCSB-ul. Rog regia să pregătească declarația, da? Și când o avem gata să o dăm, declarații războinice ale lui Bălănescu înainte de meciul dintre Nașu și Finu. Bine, așa s-a discutat tot timpul înainte de meciurile astea și mai tot timpul voluntarii au pus probleme, au câștigat meciul turb să termină la egalitate pe Arena Națională. Voluntariul, chiar dacă în clasament suferă, este o echipă care contra echipelor din prima jumătate a clasamentului au jucat foarte bună. Și o echipă, dacă te uiți pe lotul voluntarului și pe cotele pe Transfermarkt, e echipa situată la cavaloarea lotului pe locul 8 în ierarhie. Deci e o echipă cu jucători cu experiență, cu ceva tineri de perspectivă și o echipă care joacă și sper ca Dică să fostul Stelin Dică să așa înăsprească părerile de rău că n-a stat mai mult la FCSB. Da, da. Bun, haideți să vedem ce spune Bogdan Părănescu despre meciul de astăzi cu FCSB-ul. Special pentru tine meciul cu FCSB? Nu, sunt tot 3 puncte, ca și cu CSU Craiova, ca și cu Hermannstadt, ca și cu Sepsi. Sunt 3 puncte, sigur. Încărcătura este destul de mare, pentru că jucăm acasă, suntem în criză de puncte, Dinamo și Botoșan s-au apropiat destul de periculos, dar sper ca echipa să aibă o reacție, pentru că jocul de la Craiova ne dă speranțe și atunci abordăm cu maximă încredere meciul cu Steaua, cu FCSB. Îți dai seama, Bogdan, ce frică de Dinamo? Scuze-mă. Asta vreau și eu să-l întreb. Mi-e frică și de mine, nu numai de Păi nu, dar ce conducători
dinamoviști de viață se vor lupta cu Dinamo în play-out. Schweitzer, Bălănescu, Cornel Schweitzer, da. Bogdan Bălănescu, adică Valeriu Iftime, care și el... Deci e un pic cine, Valeriu, de, e așa... Sânge de câine. Un da. Pic, un pic, nu deci ca ei doi. Ce frică ca de Dinamo, nu? Nu ca ei doi. Domnul Iftime, după declarațiile din trecut, nu-l cred așa. Îl crezi cu roșu-albastru, nu? În loc de alb are albastru, mai mult, am înțeles. Deci ți-e frică de Dinamo, pentru că, uite, Mitică Dragomir, care e un apropiat al vostru, tot timpul spunea în ultimele apariții că e foarte teamă de retrogradarea voluntarului. Tu cum vezi situația voastră? Cristi ți-a mai spus, teamă trebuie să aibă toate echipele care nu intră în play-off. Dar, sigur, mi-aduc aminte că eram pe locul 3 când am intrat în play-off și toată lumea făcea pariuri pe alte echipe, pe noi nici nu ne luam în considerare. Dar așa este la fotbal, fiecare poate să spună ce vrea, noi încercăm cu toate mijloacele noastre să ne salvăm de la retrogradare. Dacă pentru tine nu e un meci special cu FCSB, pentru Dică sigur va fi un meci special, apropo și de faptul că încă nu a câștigat și vine și FCSB-ul acum. Te mulțumește un punct? Nu cred. În situația în care suntem noi, un punct nu știu cât ne ajută. Sigur, poate să fie un punct de moral, dar vom aborda meciul la victorie. Da. Meci foarte interesant și o să vedem ce se va întâmpla joi seară în ultimul meci din runda cu numărul 28. Da, declarații date de președintele Bălănescu, vom aborda meciul cu FCSB la victorie. Până la urmă nici n-au ce să facă. Nici n-au ce facă. Stai, n-au ce să facă, știi? Da, era un pic altfel meci. Seara asta voluntari cu FCSB ne interesează în mod direct și pe noi. Și pe Geana, fratele nostru în seara asta. Pentru că noi suntem la două puncte de ei. Nu, vă interesează, ții cu Steaua, cu FCSB. Trebuie să bată, eu nu țin cu FCSB, trebuie să bată voluntari. Trebuie să bată voluntari. Punct. Da, nu e, că țin aici. Bată? Mai ales că trebuie să ia bătaie, scuză-mă. Hai că mă ține bunic. Ați zăpăcit de tot. N-are, bă, el cum să țină cu steliștii. N-are, m-auzi, Florine, gura lui spune, dar crede, spune, nu, Gianni, nu poți să spui. Nu, Gianni, nu te rog, nu. Să nu bată FCSB, să piardă voluntari. Trebuie să ia bătaie voluntari. Așa e, dar vezi, el vrea, dar creierul îi zice, alo, Gianni, n-ai cum tu. Da. Nu merge. Da. Deci Robert. Da. Robert, deci l-a auzit pe Gianni. Vrea, domne, că ține și când să zică creierul stop, bă, pe ce faci? Ce faci? Unde te duci, Gianni? Da. Stop, doar trebuie să ia bătaie voluntari, punct. Vești bune pentru rapidiști, Robert. Olaru și Andvi suspendați. Mă rog, Haruț este accidentat, dar mai ales Olaru este o pierdere. Și echipa probabilă pe care o are Fanatic în momentul de față a FCSB-ul este Târnovan în poartă, Crețu pe dreapta, Crețu a revenit după suspendare, Dawan Ghezana, Radunovic pe stânga, Șut Lixandru Băluță pe postul lui Olaru, Coma în stânga, Tavi Popescu dreapta și Luis Felipe atacant. FCSB-ul are și bancă, au soluții, chiar dacă lipsește Anderul titular de până acum. Apropo, multă sănătate lui Pantea și să revină cât mai repede. Îi ținem pumnii lui Buziță, sau cum i-a zis Meme, Buziță, te așteptăm să te întorci. Da, buză mică, da, i-a zis frumos Meme-ul, da, buză mică și noi îl așteptăm, îi ținem pumnii lui Pantea să revină repede și să revină și mai puternic, pentru că un jucător de care toți avem nevoie și fotbalul unesc, un jucător de valoare. Da. Știi? Va fi un meci greu pentru FCSB, fotbalistic. Dacă ne uităm prin prisma locurilor ocupate în clasament de cele două echipe, nu pare, dar voluntariul tot timpul a pus probleme FCSB-ului, tot timpul s-a mobilizat. Da. Deci repet echipa FCSB-ului, repet, Târnovanu, Crețu în dreapta, că asta e soluția și o soluție bună, Robert. Crețu, mie îmi place Crețu. Așa, Dawan Ghezana, Radunovic în stânga, Șud Lixandru, Băluță, deci Băluță în locul Olaru, cum a spus și Gigi Becali la noi la Fanatic, Florinel Tavi și în față Luis Felipe. Sau se mai poate și Florinel, Luis Felipe și în față Tavi.
Păi acum așa au jucat, cu Tavi în față. Cu Tavi. Cu lateral? Nu, în centru. Tavi în centru. E posibil și asta, nu știu. O să... Cu Luis Filip o să... O să vedem. Ce se întâmplă, băieți? Ce face FCSB-ul astăzi? Ce să facă? Gianni, lasă-mă pe mine, o să câștigăm. Gianni, lasă-mă pe mine, da. Gata, am zis tot. Da? Păi, dar și el își dorește la fel ca și mine. Corect, corect, corect. Tu nu mai zice, lasă mai bine, nu mai zice, da. Florine? Eu zic că vor câștiga și astăzi și cu Petrolul. Ți-am zis, singurul lucru de care mi-e frică că nu e Olaru. Olaru a lipsit rar, dar când a lipsit, echipa nu prea câștigat. Da, dar joacă Băluț acolo. Da, nu știu dacă e cel mai potrivit post. Și sunt, mie, bine, am mai vorbit despre asta în altă emisiune. Nu prea îmi plac neapărat că nu sunt improvizații. Dar în meciuri de genul ăsta, când lipsesc câțiva jucători, când număr 9 joacă, nu știu cine va juca astăzi, poate Tavi Popescu, care, nu, părerea mea, nu e număr 9, Băluță, care va fi Inter, el dă randament bun în flank sau număr 9, da, voluntari, eu cred că va retrograda anul ăsta și mi se pare că e una dintre echipele în regres, asta în comparație cu Dinamo sau Botoșani care, sau Iași, care au început anul bine și au început să câștige, la voluntari lucrurile n-arată grozav.